Capitolul 14, ultimul. Blestemul experienței la bază. Că zice, măi, dacă intri tu, dacă ești căsătorit, trebuie să ai o experiență la bază, ca să știi cum se mănâncă. Eu vă spun, eu n-am știut nimic. Soția nici atât. Și soția întreabă pe maică sa. Cu două, trei zile înainte de nuntă, deja călca rochia, zice, mamă, ea, femeie trecută prin viață cu trei copii, auzi, zice, dar ce trebuie să fac? A întrebat ea. Și mama înțeleaptă, zice, lasă, mama, te învață firea. Nu trebuie să ai o experiență la bază. Firea spune tot ce trebuie să faci. Mii de ani nu au existat tratate de sexologie, nu că sunt rele. Nu au existat tratate de tehnici și nu au existat divorțuri. Și de când există, oamenii nu-și mai găsesc perechea și se înduiesc și de ei înșiși. Adam n-a avut nicio experiență la bază și a fost fericit și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și a binecuvântat Dumnezeu. Statisticile arată că cei care n-au o experiență la bază și cei care sunt monogami, statornici, fideli, trăiesc actul sexual mai împlinit. Nu doar sufletește, că sufletește cred, dar chiar și evenimentul intim e mult mai împlinit. Asta sunt eu cu nevastă mea. Vă știți că sunt nebun și fericit. Și mulțumesc lui Dumnezeu că eu am probat, sunt căsătorit din 7-7, de la cutremur, din august. Și până acum, dragostea, uite așa crește. Uite așa crește. Și mulțumesc lui Dumnezeu că ne iubim tot mai mult. Ăsta este șeful, am zis acolo un nume, mai departe. Ce scrie acolo? Gențile, am spus. Am zis, eu și totul, nimic altceva. Capitolul plus, care n-are număr. Căsătoria dă probă. Ar putea să-l numim cercul pătrat. Nu râde nimeni? Păi poate exista un cerc pătrat? Pe cercul e cerc, că n-are cum să fie pătat. Sau e pătat, sau e cerc. Căsătoria de probă este un nonsens, e un lucru absurd. Și știți de ce? Vă dau câteva motive și o să ajung la cel mai tare la sfârșit. Mai întâi de toate, căsătoria e instituția mea sau a cui? Uitați ce spune textul din Proverbe 2 cu 17. Femeia aceea care uită, care lasă pe bărbatul tinereții ei și uită sau calcă legământul Dumnezeului ei, spune în Biblie. Știți ce înseamnă asta? Căsătoria este legământul Dumnezeului ei. Și este instituția pe care Dumnezeu a inventat-o. El a făcut, a creat sexul masculin. Îngerii n-au, noi avem. Pentru că a făcut el și scopul căsătoriei nu e fericirea, e formarea caracterelor noastre. De-aia îngerii n-au familie și noi avem. Pentru că două pietre tari se tot șlefuiesc. Și că în pântecele, în stomacul struțului, în pipota struțului, sunt niște pietre mari, dar lustruite perfect. Bune pentru cer. Așa suntem noi, eu cu nevasta, cu colțul zdrâng și până la urmă, bun pentru cer. Ăsta e scopul familiei. Nu e să fim fericiți, ci este să fim șlefuiți pentru părăția lui Dumnezeu. Ei bine, dacă este instituția lui Dumnezeu, eu nu pot să mă joc cu ea. În al doilea rând, cuvântul de probă este un termen omologat în rând cu homosexualitatea, cu poligamia, cu toate prostiile. Ele constituie răzvrătire, Sodoma și Gomora, sodomie, răzvrătire împotriva Domnului. Și noi spunem, asta e cultura timpului. Într-un ziar a apărut următorul anunț. Angajez fată drăguță, inteligentă,
cu școală și fără prejudecăți. Știți ce înseamnă fără prejudecăți? Că dacă șeful îi spune, te duci cu ăla, n-am prejudecăți, mă duc cu oricine. Aceasta e cultura timpului și nu uitați, cultura nu are de-a face cu principiile lui Dumnezeu. Cultura este emanația societății, cărnii, a instinctelor, a lumii. Cultura nu trebuie acceptată, ci evaluată după principii, că sunt unele lucruri poate bune în cultură și multe, cele mai multe, sunt stricate. Nu acceptați că e cultura, asta e noul slogan. Mi-am făcut la Andrews în cursul, în cadrul unui program de doctorat pe care l-am abandonat până la urmă, ca să mă mut într-altul, 2 ani de leadership, am făcut un curs de transculturalism. Și pot spune că am intrat în problemele legate de cultură, ce e, ce nu e. Și vreau să vă spun că, la ora actuală, umanismul, v-am spus de unde vine renașterea, da? V-am spus? De unde? V-am spus de greci? Deci, umanismul, că omul e Dumnezeu, că omul, poftele lui sunt porunci. Cultura este rezultatul, este emanația umanismului, pentru că este o cultură biblică și tot ce se numește cultură în afara Bibliei e emanația oamenilor, a societății, a lumii care zace în cel rău. Lumea, continuați, 1 Ioan 5:19, lumea, toată lumea zace în cel rău. Asta e cultura. Eu nu trebuie să dau credit culturii, eu trebuie să probez cultura și dacă e ceva bun, o accept. Tot la căsătoria de probă. Vreau să știți, și aici argumentul tare, căsătoria de probă nu e căsătorie. Nici căsătorie și nici probă. Ascultați. Căsătoria înseamnă dăruire totală, fără întoarcere. Și povesteam și fetelor când Guillaume le Conqueror sau Wilhelm the Conqueror sau Wilhelm Cuceritorul în 1080 și ceva, a plecat din Aquitania, din Franța, cu vasele lui, Normandia, să cucerească Anglia și a cucerit-o. Când a ajuns pe malul Angliei, a poruncit împăratul, era un om de voință, de fier, toată lumea jos din vase și a trimis 2 colonei, 2 și-au dat foc. Împărate! Și a spus, să știți bine, aveți o singură direcție. Înainte, înapoi, n-aveți poduri. Căsătoria este o unire cu orice preț înainte, fără poduri. Că dacă ajungi la limită, nebunește, lupți, că n-ai cale. Dacă ai cale de întoarcere, fugi. În prima parte a războiului al doilea mondial, nemții au luat 11 milioane de prizonieri ruși. 11 milioane, sigur, rușii erau cu zecile de milioane, n-aveau treabă. Era carne de tun. Era multă. Până când Stalin l-a numit pe generalul, mareșalul Jucov. Bah! Și ăsta a instituit un regim marțial și a spus, soldați, Jucov vă jură că cine cedează 1 metru sau jumătate de metru de pe poziții, eu le împușc. Hrușciov era unul din comisarii care împușca pe cei care plecau. Și când au murit peste 100.000 împușcați de ei lor, și când au înțeles că n-au întoarcere, nemții n-au mai biruit. Am fost la Moscova, unde din niște șine s-a făcut un X uriaș, șine groase, uriașe, roșii. Și a spus că ăsta e punctul în care Jucov a zis, vă împușc pe toți. Nici 1 milimetru. Muriți, dar măcar muriți de vrășmașul de mine. Și atunci oamenii au spus, apoi lupta. Și când n-a mai fost drum de întoarcere, căsătoria nu s-a frânt. Când zici că e de probă, dacă nu merge, zici că fuga e rușinoasă, dar sănătoasă. Când nu mai ai cale de fugă, te arunci altfel, lupți altfel. Practic, căsătoria de probă e o anticăsătorie. Pentru că nu-ți dă siguranță, nu-ți dă...
păstrează rezervele, e o prostie. Știți ce este? Adulter calificat. Amin? 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 Să audă și demonii, să tremure. Căsătoria de probă e adulter calificat. Cu un titlu de calificare, și că de probă e căsătorie. Nu-i căsătorie. Auziți? Am două cazuri. Unul vi-l spun. George Stephani a fost pastor, mai bine vi spun. A fost pastor și secretarul diviziunii, un om teolog, un om mare, vă spun, am tot respectul pentru el. Am auzit câteva predici care îl țin minte până azi. Mari. Și el spunea, am cunoscut, eram prieten cu o familie, el era francez, a locuit multă vreme în Elveția și o familie de elvețieni germani, prieteni de zeci de ani. Am cunoscut pe toți copiii, i-am ținut în brațe ca bebeluși. Și acum, fiind în Elveția, am zis, hai să fac o vizită la familia Schuster. Hei, George, ce bucurie! Și vine fata, care o știam și a crescut cu fetele mele, Brigitte, o chema. Ei, Brigitte, și a vine cu un băiat și că prietenul meu, boyfriend. Prietenul meu. Da, îmi pare bine, Dieter, mă bucur, George. Au stat la masă și au observat că modul în care se raporta Brigitte cu George era ca de soț-soție. Se văd anumite intimități care nu se permit și nu le faci dacă nu ai intrat până în capăt în problemă. Și îl întreabă pe tată, zice, spune, ce-i cu Brigitte? Zice, de un an jumate e cu Dieter. Ea îl iubește. El zice că o iubește și ea. Dar nu vor să se căsătorească. De ce? Nu știu. Vorbește și tu cu ei. Și își găsește un moment dat timp și spune, Brigitte, spune tu, văd că Dieter e aici. Vă văd foarte apropiați. Sunteți căsătoriți? Și a spune, suntem împreună de un an jumate. Și zice, da, îl iubești? Da, sigur că îl iubesc, altfel n-aș sta nici o zi. Și el te iubește, ea pleacă capul și spune, el așa zice. Și atunci de ce nu vă căsătoriți? Păi Dita nu e sigur. Încă nu are certitudinea că ne potrivim. Încă așa și pe dincolo. Și atunci George o întreabă pe ea, spune-mi, Brigitte, ești fericită? Și Brigitte începe să plângă. Și spune, nu, nu mai pot, nu mai pot. Pentru că nu sunt nici cal, nici măgar. Nu sunt nici soție, nici nesoție. Sunt așa la jumătate și n-am nici siguranța. E tot timpul o portiță de scăpare. O portiță, o rezervă. Și eu zic, nu mai pot. Și atunci îi spune George, Brigitte, dacă vrei să rezolvi situația, fă un lucru. Spune lui Dieter, așa nu mai pot. Vrei să fim împreună, ne căsătorim? Nu! Ne despărțim. Și-a plâns. Vă dați seama, îl iubea. Dacă pleacă. Dar mai bine plecat decât așa, nici cal, nici măgar. Și atunci, Brigitte i-a spus. Și ce a zis Dieter? Dieter a spus, păi, dacă e așa, atunci hai să ne căsătorim. După un an de zile se întoarce George. Ei, Brigitte! Și Brigitte radioasă. Cum e, Brigitte? O, zice, acum, cu adevărat, descoperim ce însemnează căsătoria. Până acum era adulter. Până acum ne jucam și nu ne legam. De acum însă ne iubim cum nu ne-am iubit un an jumate. Voi auziți? Căsătoria de probă este o minciună.
Și la punctul 4, adulte, atenție, dragii mei, am câțiva prieteni pe care am consiliat. După adulteri, David n-a mai fost niciodată David. Când mă refer la adulteri, sunt două cazuri. Înainte de mariaj și în timpul mariajului. Una se cheamă curvie, alta prea curvie. În numele Domnului, sigur, când nu ești angajat, sunt mai puține implicații. Când ești angajat, ești de nimic. Când ești căsătorit, ești de nimic. Să o părăsești pe ea, să o terfelești sufletul ei. Dar în ambele cazuri, cine intră într-o relație, ceva se întâmplă și ești alt om. Și David, după istoria aceea, a început să nu mai aibă siguranța aceea și spune că David a ieșit la luptă și era să-l omoare un egiptean. Înainte nici vorbe de așa ceva. Iha! Domnul era cu el! Și acum era să-l omoare un egiptean. Și l-au rugat, nu mai ieși cu noi ca să nu se stingă lumina lui Israel. Vă amintiți? Și David și-a pierdut. Și în fața copiilor n-a mai fost David. Dragii mei, dacă totuși cumva vreunul care nu e aici a pățit ceva, Hristos ne dă un start nou. Nu mai e cum a fost. E the second best, zice în engleză. Al doilea cel mai bine. Primul nu mai e. Dar e al doilea cel mai bine. Și Dumnezeu poate să ne reșapeze. Nu e nou, dar e ca nou. Știți, cauciucul reșapate, pneuri, sunt ca noi. E mai bine decât tocit. Nu e nou, dar e totuși ca nou. Aveți încredere, și că nu știe nimeni, să vă spun și istoria asta, tare de tot. Un creștin cu un necreștin, colegi de servici, prieten la cataramă, și păgânul, căsătorit și el, la un moment dat îi spunea tainele, îl mai sfătuia, se mai întreba, și auzi, ce să fac, uite, fă așa. Și odată zice, auzi, băi, am fost în delegație la Pașcani, zic și eu din burtă, la Pașcani, și am avut o aventură. Ce ai avut? Zice, dar nu știe nimeni. Și fratele se uită la cineva, că va știe cineva. Cine? Și tu. Și faptul că tu știi ce ai făcut, tu însuți ești mutilat și ești urmărit de imaginea ta decăzută. Și dacă n-ai sângele lui Hristos, ești pierdut. Iar dacă ai sângele lui Hristos, îți va fi scârbă de alternativa adulterului. Aici se încheie, dragii mei, seminarul nostru. Aveți hârtioare? Aștept bilete? Am avut 54 de bilete de la fete. Vă dați seama? Mă bucur de fetele mele. Și mă bucur că sunt destui tineri aici și sper să aibă și ochi. Să vadă ce-i de valoare. Armonia, nu vitrina. Dacă nu sunt bilete, auziți, dacă unii trebuie să plece, facem întâi o rugăciune. Și vreau să vă anunț un lucru. Mâine la 12 este botez. Fiți atenți, e botez de tineret. Am nevoie de voi. Vreau să vă prezint ceva din programul acesta. Și cei care veți fi, și sper că veți fi aici, veți prinde niște lucruri prețioase. Cum te cheamă, fiule? Florin. Florin, fii, te rog, diaconul care strânge toate astea, pentru că ești beat, harnic și umblăreț. Mulțumesc. Adun întâi câteva. Vrei și tu să adun? Ai ridicat mâna? Biletul. Oh! Băieți, astea sunt răvașe de dragoste. Eu apreciez foarte mult sinceritatea voastră și curajul de a spune unele lucruri care nu le-am putea discuta, poate chiar cu părinții. Vă mulțumesc pentru încrederea care mi-o acordați și eu știu că sunt un slujitor al lui Dumnezeu și cu ajutorul lui voi căuta să vă spun ce îmi zice el sau ce ne-a zis el. Vrei să spui ceva? Da.
tare, însă că nu se aude. E o întrebare și răspund la ea. Am înțeles. Am înțeles. Am să vă răspund. Mulțumesc, drăguțul meu. Și cine mai are, mai faceți încă o colecție. Dragii mei, primul bilet pe care l-am deschis și nu aleg, iau la rând. Auziți, hai să ne rugăm acum. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și eu sunt obosit. Dumnezeu să ne dea putere. Cine vrea dintre voi să se roage ca Duhul lui Dumnezeu să ne deschidă mintea, dar și inima? Amin. 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 Mulțumesc, prietenul meu. Una dintre ispitele cu care se confruntă tineretul din Spania, cred că este internetul. Mulțumesc, prietenul meu, ești tare drăguț. Cred că este rădăcina multor păcate. Credeți că dacă l-am scoate, am fugit de ispită sau am înfrunta-o? Dragii mei, Dumnezeu ne-a dat o putere pe care noi nu o folosim. Cum se cheamă? Clicul secret. Și noi putem, înainte de a fi prinși, să spunem da sau nu. Dacă fac clic, nu intru. Eu sunt bărbat și sunt în putere. Și vă spun, îmi iubesc soția, mulțumesc, prietenul meu. Un efort mare pentru un singur bilet. Vreau să apreciez însă ceva. Că eu sunt la fel de vulnerabil ca voi. Și pe mine mă poate prinde ușor. Și acum cât căutam imaginile, a trebuit să intru în multe privințe. Și la Dumnezeu, de exemplu, am găsit, m-au pleznit goliciun. La Dumnezeu, într-o limbă, got. Au apărut Dumnezei străini, cu coana desfăcută. Și mă rog, Doamne, ajută-mă să nu urmeze privirea a doua. Privirea întâia este cea de informare. A doua e de descoperire și treia e de robie. Ajută-mă să nu mă implic. Ajută-mă să nu mă afectez, să nu mă implic. Și eu aleg, eu nu intru de bunăvoie, atenție, sunt site-uri, XX, nu știu cum. Nu vreau, nu le accesez. Refuz. Nu vreau, am zis click, nu și nu, ca fiul meu. Și e fericit. Dar dacă cumva mă întâmpină, eu am puterea de decizie și eu nu vreau să fiu manipulat. Nu vă spun că n-am fost vreodată prins și Dumnezeu să mă ierte. Și îmi pare rău adânc de faptul că n-am vegheat și n-am pus în alertă clicul. Dar este lupta mea și biruința Domnului în mine. Vă spun hotărât, pentru că sunt un om vulnerabil. Hristos. Pentru că sunt slab, Hristos este tare în mine. Regret că m-au prins unele imagini care nu pleacă. Aia, n-am dilit.
dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că știu că sunt slab. Mă rog înainte și spun, Doamne, ajută-mă să-mi exersez voința. Și știți, că au trecut zilele acestea. Și mulțumesc lui Dumnezeu că n-am fost prins. Și am umblat zi și noapte pe internet. Zi și noapte pe... Și mi-au plici peste ochi. Zi și noapte. Când mă simțeam obosit, mi-era mai greu. Mă rugam. Opream. Ieșeam din nebunie. Nu vreau să mă prindă. Vreau să trec prin lume ca Ioan Botezătorul, ca Domnul Hristos. Și vă spun, chiar dacă e singur, eu nu pot. Și am mărturisit. Și Dumnezeu știe. Cu Hristos, 4 cu 13, Filipeni, pot. Totul în Hristos care mă întărește. Experimentați clicul. Clicul este alegerea, nu voința. Nu asta. Nu. Și am zis, nu. Voi când postiți, ați hotărât post. Și îți vine foamea. Te lupți cu foamea? Nu. De ce? Ai zis, azi nu mănânc. Clic și foamea pleacă. N-are șansă. E clicul ăsta care trebuie să-l declanșați, să ziceți, eu am ales, du-te. Nu am hotărât, nu mai există alternativa aceea. Să vă dea Dumnezeu, știți când avem timp de internet? Era o pagină care cred că îmi lipsește. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îmi pare rău că n-a apărut și în materialul nostru. Era mai ales pentru băieți. Când eram juni, mai putem sta la întrebări, băieți? Odată stăm, formă, nu o să mai stăm. Când eram noi juni, tata s-a dus la o conferențiară universitară la medicină. Din cele care n-au vrut să mă ajute să stau la medicină. Doamna Kelemen, Ibi, ea unguroaică. Și a spus, măi Ibi, copiii mei, uite, 15, 16 ani, 17, vremea când cocoșelul cârie, ce vei și el să dea pe lângă găinușe. Spune-mi, Ibi, dacă copiii mei nu se duc la, mersi frumos, femei, înnebunesc, tata n-a fost ușa de biserică până s-a însurat. După aia a fost un om absolut de familie. Eu n-am văzut pe tatăl meu în nicio ipostază în care să calce respectul. Dar el s-a căsătorit la 33 de ani. Mulțumesc frumos. Ultimele bilete și după aceea oprim. Pentru că trebuie să răspund la toate și vă țin până la unul. Eu însumi nu știu cât mai stau. Mulțumesc, dragul meu. Puh, ce multe. Dar asta e important. Și pentru că lipsește din pagină. Și am întrebat, spune-mi, Ibi, dacă copiii mei nu au treabă cu femei, înnebunesc? Și Ibi, fată deșteaptă, spune, da, înnebunesc. Dacă la asta se gândesc și nu au altă treabă. Dar dacă le dai de muncă, fac sport, au activități, vor fi cei mai sănătoși. Să n-aibă treabă. Ea doctoriță, specialistă. Și tata ne-a pus la munci, ne-a pus la sport, alergam să ne iasă limba și n-am avut treabă cu nicio cucoană, că n-aveam de ce. Eram răcorit prin mișcări. Cum își va ține curată tânărul cărarea, îndeptându-se, Psalmul 119:9, după, care e cuvântul său? 1. Morala din cuvânt. 2. Responsabilități pe care omul, jugul, trebuie să-l poarte un copil. Și 3. Dumnezeu ne-a binecuvântat munca. Muncind și depunând un efort fizic, noi suntem scutiți de multe. La fel cu internetul. De ce ai timp de internet? Care e viața ta? Ce faci în viață? Ai țintă? Păi frate, n-am țintă și atunci am nevoie de proteze. Eu am dinți, n-am de ce să pun și placă. N-aș putea să am și placă și dinți. Nu? Dacă tu n-ai treabă, sigur, dacă nu maci în grâu, și moara merge în gol, ce face diavolul? Vine cu neghina și macina stăpânul. Macină grâu pentru Hristos și nu o să aibă timp diavolul niciun bob să arunce. Dacă n-ai treabă și n-ai obiective, sigur că internetul îți dă o alternativă. 2. Este vreo diferență între masturbare sau relații sexuale dinainte de căsătorie? Și a doua întrebare, care ar fi soluția pentru abstinență?
Să știți că în lumea creștină a ajuns să se corecteze opinia că masturbarea nu e păcat. Dar aceasta e iarăși opinie modernă, care spune alternativă. Homo. Alternative. Orală. Alternativă. Dar vă spun că aceste lucruri sunt clar lămurite în scrierile Sorei White, Un apel către mame. E o carte. Și am descoperit ultimul. Da, mai întâi răspundeați și dacă e timp, mulțumesc prietenul meu. Vreau să vă spun că am găsit documente de ultimă oră în care se arată că această practică secretă, doar între tine și Dumnezeu, dăunează foarte mult personalității și dezvoltării tale fizice. Eu am vorbit cu unii tineri la care aveam intrare. Știți ce mi-au spus? Da, s-a întâmplat, dar doar ca un accident. Și au zis, fii atent, nu-i nimic. Nu e o nenorocire, dar ai grijă că dacă ajunge obicei, te nenorocești. Iar tinerii mi-au spus, tânărul respectiv cu care am vorbit, un adolescent, a spus, nu, știu că e păcat și mi-am cerut iertare lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iartă. Nu pentru păcat vom fi excluși, ci pentru respingerea lui Hristos și stăruința în păcat. Ați înțeles? Pentru că Hristos a venit pentru cine? Pentru neprihăniți. Pentru mine, ca să mă spele de păcat, dar nu să mă joc cu păcatul. Și păcatul te schimbă, te împietrește și te blesteamă. Dacă este o relație între adulter și masturbare, adică curvie, sigur că este o mare diferență. Una este o măsură de nestăpânire de sine, alta este să te joci cu sufletul tău și cu un alt suflet și să lași în urmă ruine. Masturbarea este o problemă care te uzează doar pe tine. Există o soluție de salvare? Cu siguranță. Rugăciunea. Cunosc oameni care au ajuns până la schizofrenie. Eu cunosc. Eu știu. Nu unul. Cel puțin trei. Doar datorită acestui viciu. Pentru că știți ce e schizofrenie? Frenos e minte. Schizo, schijă. Schismă, e ruptură. Când stai în două identități, când ai o viață dublă, știi că nu-i bine și totuși faci, în tine, în mintea ta, se produce o fisură care dacă nu o rezolvi urgent, ajungi de dublat schizofrenic. Trăiești în două lumi cu două identități, nu se poate. Corpul nu suportă tensiunea asta și se arde siguranța. M-ați înțeles? Și care, prin mila lui Dumnezeu, s-au reparat, au rămas cu sechele și au înțeles că doar la Dumnezeu e salvare. Cu Dumnezeu se poate trece. Eu vreau să vă spun că relația cu Dumnezeu ne înarmează și ne face puternici. Nu credința în Dumnezeu care e departe, ci o relație vie cu Dumnezeu. Am să fiu mai scurt. Soluția. Mi-a spus un băiat care s-a luptat că în momentul în care era periclitat de asalt și asaltul e de la gânduri, înțelegeți? Atunci a învățat să nu respire. Două minute să moară și totul se fleșcăia. Și gândurile plecau și se întorcea normal. E un exercițiu care nu înlocuiește credința. Că ele te vor ataca și te vor aborda în altă ocazie. Sexul oral în cadrul familiei, păcat sau nu? Dragii mei, sexul oral este și asta o achiziție a blestemului păcatului. E o perversiune. Ce mi-e gură, ce mi-e anus. Nu e o perversiune? Și dacă homosexualitatea a fost blestemată, de ce am nevoie de sexul oral? Știți de ce? Am citit în cărți. Nu știu cum e, dar nici nu vreau.
Dar am citit în cărți care spune că omul, din motive egoiste, pentru a-și multiplica senzația să fie tot mai tare și mai tare, inventează cine știe ce treburi. Și aceasta este o perversiune, un strigăt al egoismului supradimensionat, hipertrofiat. Ori Hristos spune, dacă vrea să vină cineva după mine, nu o să se egoisteze mai tare. Dumnezeu ne-a dat pe drăguța noastră soție, pe a ta, pe a mea, bucură-te de ea, cum a lăsat-o Dumnezeu. Conform proverbelor, o soție un dar de la Dumnezeu. Pot avea încredere în tatăl meu că el îmi va călăuzi pașii către darul său, sau eu trebuie să mă zbat să-l caut? Eu cred că, fundamental, soția este un dar. Voi răspunde scurt. Dar că omul are datoria să se informeze și să-și exercite capacitățile, nu căutarea. Nu încercarea, să vedem, are ouă sau nu găina, știi? Cum o caută când vrea să cumpere. Și Dumnezeu mi-a dat niște facultăți pe care trebuie să le exercit și care împreună cu asigurarea că Dumnezeu mă conduce, mă vor duce pe drumul bun. Dacă instinctul e mai puternic decât rațiunea, cum pot eu prin rațiune să înving instinctul? Prin post. Și ce postul? Au fost oameni în închisoare care spun, în momentul când ei erau privați de mâncare și posteau, erau cei mai puternici. Când au început să aibă pachete, gândurile, diavolul avea acces. Postiți, băieți. Și veți vedea că... Ce părere aveți despre prietenile dintr-o fată și un băiat, unde băiatul e mai tânăr? Nu vă recomand, deși pot fi și excepții, să vă spun un secret pe care fetele m-au rugat să vi-l spun. Să știți că fetele sunt mai precoce și mai deștepte decât voi. Credeți? Habar n-aveți dacă nu credeți. Eu știu. Și soția mea e mai supusă, dar mai inteligentă. Are emisfera dreaptă, deci noi, bărbații, sunt două emisfere. Emisfera stângă este emisfera geometrică, emisfera temporală. Emisfera dreaptă e cea spațială, care vede toate holistic, asta vede analitic, din aproape în aproape. Cu asta abstractizez, gândesc logic, secvențial, temporal. Asta le vede toate dintr-o dată, aude armonic, nu melodic. Asta e intuitivă, asta e logică. Bărbații, odată cu pubertatea, le scade emisfera dreaptă extraordinar, iar femeile și-o păstrează. Ele prind intuitiv. Noi nu le vedem, ele le văd. Fetele trebuie să recunoașteți. Când Dumnezeu a spus un ajutor potrivit, păi când eu ajung la o problemă, cine mă scoate? Ajutorul. Și cum se rezolvă problema? Și ajutorul îmi zice, fă-o așa, că e mai deșteaptă. Acum, sigur, nu însemnează că e mai deșteaptă. Noi avem emisfera stângă mai puternic dezvoltată. Noi gândim ca militarii secvențiali și de aceea în anumite poziții de conducere un bărbat are viziune mai puternică, dar finețea o are tot femeia. Amintiți-vă de Abigail și de David, secvențialul și spațialul sau holisticul Abigail. Dacă însă tu ești mai tânăr, vei avea simțământul că ea e cocoșul. Și de aceea bine ar fi. Recomandat e, după statistici, ca bărbatul să fie între 3 și 8 ani mai mare ca soția. Asta este idealul, între 3 și 8 ani. Între mine și soție sunt 5. Vă dați seama că sunt chiar ideal. De-aia este mai de fericit, cică. Eu nu cred. Cred că Dumnezeu a făcut. Sunt însă și excepții. Dar excepția, să nu credeți că se va realiza cu toți. Fiecare zice, eu sunt excepția. Atunci ar fi regulă, n-ar mai fi excepție. Cum va fi cu familia în cer? Veți vedea. Da. Ați văzut la soția dumneavoastră anumite aspecte ale caracterului pe care dumneavoastră ați fi dorit să le schimbe
Cum ați abordat aceste lucruri? Cum ați discutat cu soția fără a o răni sau deranja? Vreau să vă spun, dragii mei, că nu am văzut în domenii de caracter. Astea au fost rezolvate înainte. După, adio, nu se mai rezolvă nimic. Înainte se mai poate rezolva. Greu. De aceea, dacă voi ziceți, o iau și după aceea lucrez eu și o șlefuiesc. O barbă lungă. Niciodată nu se întâmplă. Am văzut însă obiceiuri, practici, mentalități care mi erau străine și mă deranjau. Nevastă, mama mea este ardeleancă, soția mea este moldoveancă, sunt alte culturi. Soția mea nu a avut școala bucătăriei cu care eram eu învățat, nici a ordinii în casă cu care eu eram învățat. În schimb, soția mea alte lucruri. Ei, și pe chestia aceasta au apărut destul de multe, zic eu, disconforturi, ăsta e cuvântul. Și să mă ierte Dumnezeu și soția mea că uneori am fost mai iritat când i-am zis. Și n-a zis nimic decât că a scăpat o lacrimă. Și tare, tare m-a durut. Și am spus, te rog să mă iert, sunt un cioban. Lucișor, dar ți-am spus ceva, îmi zicea mie. I-a avut întotdeauna delicatețea și caracterul îndelungei răbdări. Dacă are un om caracter, cele 9 roade ale Duhului Sfânt, 9 aspecte ale roadei Duhului Sfânt, nu vor fi probleme. Iar dacă eu sunt bădărăul, cum am fost, iubirea ei mă modelează și vă spun că m-a modelat. Dar au fost lucruri care ei nu i-au plăcut la mine și mie la ea. Și unele am spus, voi înghiți. De exemplu, maica mea, întotdeauna, iertare, îmi schimba săptămânal batista. De când m-am căsătorit, niciodată soția nu mi-a schimbat batista. Și am spus, iubito, dar mama am schimbat batista. Și a spus, dar eu nu sunt învățată să schimb batiste. Tu nu poți să schimbi, dar eu nu sunt învățat. Și eu îi pretindeam ei și odată chiar a fost o discuție, uite-te, mă duc și eu în câmp cu batista, asta este galbenă de sudoare. Și iubitule, de ce n-ai schimbat-o? Și eu, dar nu sunt învățat. Deci nici eu. Și până la urmă am înțeles că trebuie eu însumi să mă schimb, nu doar ea. Cu batista, ține minte. Pe drumul spre, de la Tulcea spre Mireasa a fost discuția asta, o țin minte. Eu am fost ticălosul, nu ea. Așa. Și acum, băieți, rapid, le arunc jos ca să nu mai le încurc. Citesc multe cărți, uneori le termin pentru că doresc să cunosc mai mult. Sfătuiți-mă. Ce cărți citim? În Calea către Hristos sunt 5 cărți pe care Dumnezeu le-a dat, prin care El se face cunoscut. 1. Cartea Naturii. 2. A? Acum să văd dacă studiați, fetele au știut, voi nu. Cele mai gingașe legături omenești, psihologia. Deci natura, 2, natura umană sau psihologia, despre om, despre reacțiile, despre felul cum gândești, despre, citeți o carte extraordinară de Daniel Goleman, Emotional Intelligence, inteligența emoțională, e tradusă în românește, citiți-o că merită, faceți-vă cultură solidă despre om. Daniel Goleman, inteligența emoțională. Cine a citit-o? Iertați-mă. Mai bine nu până primul. Așa. 3. Deci prima este natura. Cărți despre biologie, zoologie, botanică, geografie, fizică, astronomie. Citiți mult și vă faceți o cultură. Și vă spun, azi nu mai e moda să fie enciclopedic. Dar gândirea ebraică e enciclopedică, nu este analitică, pe un fir și atât. Ești tare în... Și că știu să prăjesc crab, dar nu știu să prăjesc păstrăv. Înțelegeți? Deci trebuie să fim holistici. Omul e Dumnezeu, cunoaște pe Dumnezeu și opera Lui. Natura, 2. Omul, 3. La om citește despre căsătorie, despre copil, despre relații, familie. Cele mai gingașe legături omenești. 3. Cum? Providența, zice acolo în Calea către Hristos. Felul cum Dumnezeu conduce destine individuale și colective. Istorie, ce încă? Ce încă? Ha? Vieți de oameni mari, biografii, autobiografii. Cunoști despre oameni, istoria și asta îți dă o dimensiune. Păi vă spun, am descoperit atât de multe lucruri doar întâlnindu-mă cu cei care nu mai sunt azi, prin cărți. Deci, natura, cu tot ce este, 2, omul, gigașele legătorii, 3,
providența, 4, Biblia, și vă rog, studiați, și 5, știți că cunosc tineri și copiii mei sunt printre ei, care nu mănâncă până nu studiază Biblia. Și au deprins un obicei de copii și îl respectă. Nu se simt bine, e ceva neregulă. Studiați Scriptura, faceți un obicei, acolo găsim. Mintea noastră se orientează. Dacă mintea mea e pusă în ordine, nu mai vin gândurile alea de care am vorbit. Că mintea are o altă, un alt dispozitiv. Nu e orientat spre vântul de Occident, ci spre vântul de la Hristos. 4, Scriptura, și 5, Iisus Hristos. Bun, asta să citim. E păcat să te masturbezi? Am mai vorbit. Aș vrea să fiu misionar în Africa sau Venezuela. Ce ar trebui să fac? Am înțeles că este un grup de misionari care pleacă. Luați legătura cu ei, dar mai întâi consacrați-vă lui Dumnezeu. În ce stadiu al prieteniei dintre un băiat și fată ar putea începe săruturile? Dragii mei, numai după logodnă. Vă rog, țineți cont. Numai după... E lumina care ne-a dat-o spiritul profetic. Nici ținerea de mână nu trebuie să existe. Am avut un medic, primul adventist din viața mea, Turlea Lucian, m-a mai spus. Și l-a spus, în momentul în care are loc o atingere, și am luat-o pe soția mea de mână, pe 4 martie 1977, când la cutremur i-am spus, Dumnezeu m-a descoperit că tu ești. Și atunci am luat mâna, m-au bucat toate cele. S-a produs furtuna hormonală. O atingere la piele produce descărcări de hormoni care îți manipulează psihologic viața. Și tu nu mai ești stăpân pe tine, că e instinctul mai tare decât rațiunea. Țineți minte. Dorința partenerului de viață după Biblie se ține după bărbat, dar dacă dorința ei nu se mai ține, ce rezultă și că se îndreaptă în altă parte? Adică dorința partenerului se ține după bărbat, ea se ține, dar dacă nu se ține după bărbat, vreau să vă spun un lucru. Soția trebuie re cucerită. Trebuie să găsești noi căi de alege, de alege, de alege, de alege. Nu să te însori, ci să te reînsori, să te reînsori tot cu ea. Trebuie să insist de o fată care îmi place. Oare trebuie să ciocăm de mai multe ori la ușă? Drăguț, am să spun un lucru. Nu forța ușa. Ai o cale a rugăciunii și prin rugăciune se rezolvă mai multe lucruri decât bănuiești. Dacă forțezi ușa, când după ce ai forțat-o cu piciorul, cu umărul, e prăpastie și blup, te-ai dus acolo. Mergi pe mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu ți-a pregătit-o. Dacă se deschide ușa, e de la Dumnezeu. Dacă nu, las-o. Cum va rămâne cu căsătoria în cer? Întreabă-l pe cel care a pus înainte întrebarea. Am problema lui Bernie. Vă rog să vă rugați pentru mine. Amin. Toți suntem vulnerabili la pornografie. Și Dumnezeu să te ajute. Iubitul meu, mă bucur că ești deschis. Dumnezeu să te ajute să iei o hotărâre. Nu mai vreau. Voi evita cârciuma. Nu mai merg în dreptul ei. Pentru că sunt... Vă amintiți de traseul preferențial al neuronului? Acolo s-a format deja o pungă de neurotransmițători. Cum, și îmi pare rău că n-am spus, am uitat, cum pot eu să scap ca să nu se meargă tot pe linia șanțului? Cum? Răspunsul. Formați-vă obiceiul noi. Ele nu se șterg. Asta e nenorocirea. S-a făcut un șanț, va fi șanț toată viața, dar creează-ți șanțuri noi. Și un șanț nou se formează de la 7 zile, prima dâră, până la 3 luni. După 3 luni e un șanț nou. 3 luni de zile, jură, alege, nu, nu, nu. După aceea va fi ușor, că va crea o nouă pungă și va fi o altă cale preferențială mai tare decât prima. Amin? Amin. Am încredere în voi, dragii mei. Dacă nu o iubești cu adevărat înainte de căsătorie,
după ce se căsătorești, ai putea să o iubești? În China, am citit biletul, nici unul în Filipine nu se căsătorește. În China, de exemplu, bărbatul nu cunoaște tânărul pe mireasă decât după ce s-a căsătorit și atunci îi ridică voalul. Și vede surpriza. Știți că în China familiile sunt trainice? Și familia asiatică, dragii mei, să știți că e mai bună calea. Așa era pe vremuri. A cunoscut-o Isaac și că cum e? Ei, dacă nu e brună, nu-mi trebuie. Pe Rebecca, Dumnezeu i-a rânduit-o. Și el a luat-o ca tare și spune, stați să termin, vă dau cuvântul. Căsătoriile asiatice, este declarația, sunt un vas pus pe foc, care încet, încet se încălzește până când zzz, și fierbe. Eu vă spun, eu n-am fost firește mort după nevastă mea, după logonica mea. Mi-am dat seama însă că este extraordinară și lângă ea găseam pace, găseam adăpost. Era mama mea. Noi, bărbații, am fost mai întâi copii, băieți. Și ca băieți, noi am crescut lângă mamă și soția ține loc de mamă. Înțelegeți? Și găsești refugiu și de-aia mă ascund în ea. Că am nevoie de mamă și e încă maternă, iar e maternitate. Ei, lângă ea simțeam pace. Și am spus, ăsta e argumentul pentru care nu e alta mai bună ca ea. Dar după aceea a început să crească, să se încingă. Și mă amintesc că eram la Turcia după 10 ani de căsătorie. Și am spus, iubito, te iubesc nebun. O iubeam și o iubesc tot mai mult. În Filipine nu există, divorț. Nici în China. Aici, căsătoria este un vas fierbinte, clocotind, pe care zi. Îl iei de pe foc. Și ce urmează? Se răcește tată. Și tu să zici, ce am cu femeia asta? Am făcut dragoste cu soția actuală înainte de binecuvântare. Îmi pare rău de lucrul acesta. Și mi-am cerut iertare înaintea lui Dumnezeu. Gândul acesta mă obsedează. Credeți că mi-am pierdut mântuirea? Iubitule, cu siguranță nu. Nu există păcat mărturisit și lăsat care să nu poată fi iertat. Vedeți însă ceilalți prieteni că tu suferi. Păcatul nu îl schimbă pe Dumnezeu, ci te mutilează pe tine. Și prin fiecare păcat mai omor neuron, mai mutilezi ceva din sufletul tău și ajungi un om mântuit, dar uite așa, uite așa. De ce să nu fii liber? De ce să nu fii un om mântuit întreg, nu handicapat? Nu vă jucați cu păcatul, păcatul vă distruge pe voi. Dumnezeu iartă, dar voi rămâneți cu sechele. Fiți fericiți! Soția mea a fost prima femeie din viața mea și de-aia sunt atât de îndrăgostit de ea. Că n-am comparație, e singura! Rămâneți pe această idee. Iar dacă cumva s-a întâmplat ceva, rugați pe Dumnezeu să pună un hotar și să intrați în pustie, cum am zis eu, rămâi ca Pavel. Amin? Amin. Și dacă te-ai rugat odată și Dumnezeu te-a iertat, nu, mai te îndoi, nu te mai îndoi. Te-am iertat, du-te și nu mai păcătui. Și când am zis amin, conștiința mă tulbură. Am citit textul, dar cine e mai mare ca inima noastră? Vă amintiți textul acela? Dumnezeu e mai mare. Și dacă Dumnezeu m-a iertat, nici conștiința nu mai trebuie să mă judece. Amin? Amin. Cineva spunea că cele 10 porunci sunt numai pentru bărbați. Cel puțin porunca 10-a pare a fi, iar porunca 7-a cuplată cu spusele lui Iisus pare a fi la fel. Ce părere aveți? Vă amintiți de principiul ochiului? Femeile nu se uită la bărbați. Ele așteaptă romanță. Iar bărbatul se uită. De aceea pornografia este orientată pe bărbat și nu pe femeie. E logic. În al doilea rând, femeile sunt prin natura lor, pentru că sunt elementul pasiv, nu activ, sunt mai rezervate și nu
umblă mai nou acum, au ieșit și ele la vânătoare. Dar femeile, prin natura lor, sunt mai spirituale. Și dacă v-am pus întrebarea între bărbați și femei, unde sunt ăia mai mult credincioși? Unde sunt? La femei, de ce? Că sunt mai slabe și au nevoie de Dumnezeu. Nu este mai tare, dar ce o luăm razna? Vrei să spui ceva, fiule? Zi. Lu? Potifărasa. Sunt botezat de un an și ceva în Spania. Până acum ceva timp, din câte am auzit și am citit, am crezut că biserica este mireasa mielului. Acum câteva săptămâni am auzit de la un frate pastor că Noul Ierusalim este mireasa. În Apocalipsa 21, Iisus spune că într-adevăr așa este. Dumneavoastră, ce credeți? Lămuriți-mă, mulțumesc. Citiți Marea Luptă. Acolo se explică că sunt două accepțiuni ale terminului mireasa. Mireasa este Noul Ierusalim în sensul că acolo locuiesc oamenii, nu cășile. Nu turnurile sunt mireasă, că Hristos nu se mărită cu niște sticle. Și cu cei care locuiesc. Iar eu sunt parte din mireasa care e persoană colectivă. Dar din punctul de vedere particular, eu nu sunt mireasa, ci că Hristos mă ia pe mine, nu pe tine. Eu sunt nuntaș, pentru că fac parte, iau parte la bucuria nunții cu toți. M-ați înțeles? E simplu? Da. Cum pot să controlez ispita? Am nevoie de ajutor, de rugăciune? Amin. Dacă voi vă faceți obiceiul de a vă ruga și de a studia zilnic, dacă vă curățați scamele din minte, o să vedeți că ispita va fi tot mai vulnerabil, tot mai descoperită, va fi noită, că diavolul niciodată nu oprește, dar veți fi puternici. Înțelepți? Spune despre Ioan Botezătorul, era înțelept să recunoască ispita și puternic să-i reziste. Vă amintiți? Citiți Hristos, Lumina Lumii. Mâncați cartea aceasta. Eu sunt romantic, foarte romantic. Este asta un lucru rău? Dacă ești afectiv, și eu sunt afectiv, eu sunt foarte afectiv, că sunt sanguin. Dacă este însă rezultatul îndopării cu romane și filme, atunci este un lucru rău. Rupe-o. Sora White spune că romanele alterează gândirea sănătoasă. Vă spun copiii mei, iartă-mă că vorbesc de copii, voi, nu copiii mei, voi, uimiți pe oameni prin psihul vostru. Ce e cu tine? Și că eu nu mă uit la filme. Păi te porți altfel decât ceilalți. Ceilalți se poartă ca niște melci, așa, știi? Voi sunteți întregi. În capitolul 1, 4-5 din Epistola către Efeseni, Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi am fost înfiați încă de la întemeirea lumii. M-am confruntat cu diferite păreri în biserică și mi s-a spus că am fost înfiați la cruce. Care e părerea dumneavoastră? Care e părerea voastră? Când a murit Hristos? Amin. Când a săvârșit ce a hotărât înainte de întemeirea lumii? La cruce. Deci, el a luat decizia și aceea era înfierea. Iar împlinirea, înfăptuirea a avut loc la cruce, dar legământul nou, când a început? E legământul avramic, înainte de cruce. Crucea doar a confirmat. Există doi termeni în justiție, de iure și de facto. Adică de drept și de fapt. De drept când a murit Hristos? Înainte de întemeierea lumii, când a hotărât să moară pentru noi. Amin? De atunci operează legământul nou. De fapt, când a murit? La cruce. Ai căscat vertiginos. Dacă Adam trebuia să aleagă între Eva sau etc., uite că n-a avut. Am auzit în popor o poveste despre dumneavoastră. Tramvai, o fată, un semn, e adevărat, vă spun, dar noi nu-i timp acum. Când ne întâlnim? Durează vreo jumătate de oră. E soția mea. Hai să vă zic. Vă zic? Păi mai stăm? Să mai am niște apă, că nu mai ține. În ianuarie, eu știam că există un nenea Băluțoiu, ați auzit de el, Victor Băluțoiu, un om al rugăciunii, un om extraordinar, un om smerit, care se ruga ore întregi. Și nenea Băluțoiu avea descoperiri. În ce sens? Se ruga pentru X și Dumnezeu îi dădea un îndemn și mergea la X și spunea, uite, Dumnezeu mi-a zis așa. Și așa era. Și cu ocazie,
Cineva mi-a spus, măi, nenea Băluțuiu s-a rugat pentru tine și are o lumină. Auziți? Hai să facem un lucru înainte de a pleca, să ne rugăm cu toți, da? O secundă. Ne rugăm că unii trebuie să plece și îmi dau seama că e 11:30, adică e neomenește. Uite, propun să vă spun povestea după aia la Rămășița. Așa, bebe, vrei să vii să te rogi tu? Urcă câteva trepte. Nu plecați să vă spun vestea. Mâine la 12 este botez. Și e botez de tineret. Vă invit să nu lipsiți niciunul. E pentru voi, nu-i pentru părinți și babaci sau pentru bunici. E vorba de voi. Vă rog din suflet, faceți-vă timp, dacă puteți, să nu lipsiți. Vor fi unii dintre noi, mi se pare că bebe e unul din candidați. Roagă-te. Nu e nimic. E roșu. Auzi, las-o. Hai să ne rugăm cu voce tare, dacă poți, bebe. Gata. Tare. Rar. Amin. 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 Vă mulțumesc, cei care trebuie să plece, simțiți-vă liberi. Nimeni nu e legat. Cei care nu v-ați auzit răspunsurile, trebuie să stați. Și cei care Rămășița, doi sau trei adunați în numele căsătoriei, ăla puneți-l acolo. Experiența? Mâine seară nu mai avem. Că e misiunea. E alt subiect. Drăguțiunea. Au să imprimă și o să vadă. Da, nu e nimica. Vă spun, simțiți-vă liberi. Nu trebuie să stați decât dacă aveți nevoie. Unii n-aveți cu ce merge, unii depindeți de alte mașini. Nu mă simt deloc jignit, nici supărat. Domnul să fie cu voi. Însă n-ar fi rău să vă hotărâți acum. Ca după aceea să nu fie un exod continuu. Da. E numai normal și bine și vă înțeleg. Ce frumos! Sunt venit din lume. Am avut mai multe aventuri înainte și după. Și după. Ajunse până la capăt. Știu că Dumnezeu m-a iertat. Dar simt că sentimentele mi s-au pervertit. Au trecut 2 ani și ceva de când nu am mai avut o experiență până la capăt. Biserica nu știe. Acum sunt integrat în biserică și simt că Dumnezeu încă mă iubește. Vă rog, încurajați-mă și spuneți-mi cum să-mi recapăt încrederea în mine însumi. Sunt trecut de un număr semnificativ de ani și vă rog, mă rog și postez pentru o fată ca El să mi-o aleagă. Amin. Încrederea ți-o dă Duhul Sfânt. Exersează în fiecare zi relația cu Dumnezeu și vei crește cum crește cozonacul. Iar Dumnezeu are o cale. E adevărat că mintea noastră poate fi afectată și eu cunosc o familie de curând căsătorită de vreo 2 ani în care el, care a avut experiențe blestemate cu perversiuni, suferă și nu este fericit în familie. Și am spus, fiule, acceptă-ți condiția că tu ți-ai făcut-o, ți-ai bătut cuie în pantof. Educă-te și roagă-L pe Domnul să schimbe hardul, să te ajute să scapi de aceste obsesii.
Și vă spun că pe zi ce trece, lucrurile par că merg spre bine. Dragostea, vă rog frumos să-mi răspundeți cum și de unde se naște dragostea în inimă. Pentru că dragostea este o stare de fapt care ți se întâmplă, nu o comanzi. Nu e adevărat, e minciună. Dragostea hormonală se produce fără să o comanzi, dar dragostea dincolo de instinct este o alegere. Lumea noastră este o lume a alegerilor. La ora actuală poți să dai comandă pentru o mașină să ți-o alegi, să ți-o personalizezi cum vrei tu. Dacă vrei parfumul, la ora actuală există firme specializate care îți personalizează parfumul. Cât procent din aia, cât din aia. Și îți vine ție cum vrei tu. Sunt firme care îți personalizează cămașa, țesătura, tot ce vrei. Ori oare numai aici nu avem alegere, suntem robi? Nu vă dați seama că tocmai aici trebuie să ne câștigăm convingerea că avem libertatea de alegere. Hai să vă pun o întrebare. Ne oprim aici? Aș vrea să nu fie în niciun fel o povară. Păi mai știți? Trebuie să termin biletele, casa e prima datorie și după aceea rămân și ți-a rămâne. Puteți rezuma la o idee simplă cheia succesului fericirii într-o relație de căsătorie? Da. Lepădarea de sine și urmărirea fericirii celuilalt. Țineți minte? Lepădarea de sine și să urmărești tot timpul fericirea celuilalt, nu a ta! Cum pot să mă recâștig încrederea în femei? Pentru că nu mai am încrederea. Eu am înțeles mesajul. Este un mesaj al unor experiențe nefericite. Probabil că ai avut experiențe cu cine n-a trebuit. Renunță la ele. Caută în poporul lui Dumnezeu fiicele din Israel. La început a fost Adam și Eva. Cum s-au mulțit lumea fără a se însura frații între ei? Ba da, s-au însurat. A avut fii și fiice, la data aceea incestul nu era proclamat. Incestul este declarat păcat de Dumnezeu la 2000 de ani. Avram trăia cu sora lui și nu era păcat. Păcatul a fost declarat de Dumnezeu după ce codul genetic, fenotipul, să zic așa, e genotipul și fenotipul, fenotipul nostru individual a fost afectat de păcat. Dacă eu, Lucian, din familia lui Cristescu, lui Petru și Caterina, am cromozomul 14, înțelegeți? Afectat. Și dacă sora mea, cu care sau verișoara mea, are tot cromozomul 14, copiii se nasc cu malformații uriașe. Și ca să nu existe suprapuneri de deficiențe comune, recomandarea este să nu te căsătorești în consanguinitate. Și Dumnezeu a spus la Moise până la gradul 3. Astăzi medicina și statul spune până la gradul 6. N-ai voie. Da. Să știți că parcă a scris mai mult decât fetele. Suntem provocați de îmbrăcămintea excitantă a sexului feminin. Mini, coafură, ruj, pantalon, sex. Dar despre pantalon, sex, nimic, oare nu e un pericol? Părerea mea este că și felul în care noi răspundem la provocarea asta încurajează. Dacă este în biserică, părinții bisericii ar trebui să luptăm că aceste lucruri care sunt, știți ce spunea Mary Quant? Mary Quant. Ați văzut? V-au lăsat bateriile? Nu.
Știți ce spune Mary Quant? Scopul modei este sexul. Iar dacă voi știți asta, ocoliți moda, mergeți pe clasic. Fiți înțelepți. De ce Solomon a avut 1000 de neveste și a fost cel mai înțelept? Dovada e că n-a fost atât de înțelept încât s-a dus de-a râpa și el și împărăția. De mai mulți ani mă rog pentru cineva potrivit. Cum pot să știu voia lui Dumnezeu? Am fost rănit și nu știu cine va fi mai potrivit. Chiar dacă e o persoană bună, cum pot să știu? Roagă-te lui Dumnezeu. Caută oameni de caracter, nu de, înțelegeți, de idealuri feminine. Oameni de caracter. Și atunci vei găsi în caracter nu pentru măsura de 14 ani, ci de 28 de ani, oameni deosebiți. Eu a trebuit să renunț la niște așteptări, expectanțe adolescente atunci când am hotărât să mă căsătoresc. Și o să vă spun eu. Pentru că mintea mea era montată de roman, de filme. Și a trebuit să spun eu, nu mai merg pe ele. Și aceasta a fost o decizie, un click. Care trebuie să fie clickul hotărârii pentru căsătorie? Să onorați pe Dumnezeu în totul și să nu hrăniți firea pământească și să urmăriți zidirea în Hristos. Mă rog, sunt și alte, era o altă întrebare mai lungă pe care o colesc. Dacă am căzut, cum aș putea să îmi revin fără să mai am conștiința încărcată? Du-te la cruce. Există sânge și rămâi acolo. Amin? Amin. Definiți dragostea. E ceva care vine din Dumnezeu, care depășește, v-am spus de cățel, nu? Și gâscan. V-am spus? Care depășește hormonul și care îți dă sensul vieții și fericirea. Doar când iubești călcând peste tine, ești fericit. Ce devine o fată în fața lui Dumnezeu față de băiat când intimează fără actul sexual? Auziți, joaca aceasta e periculoasă. Și este un fel de, cum să spun eu, de joacă cu șarpele. Mă joc, dar mă feresc să mă... E un joc cu păcatul, care se termină cu moartea. Dacă fata face acest lucru din inițiativa ei și te învăluie, ocolește. Dacă tu o stârnești, atunci pocăiește-te. Nu suntem căsătoriți, dar prietena mea a făcut 2 avorturi. Credeți că Dumnezeu mă va ierta? Cine își mărturisește păcatul și îl părăsește, Dumnezeu ne va ierta, dar vom căra după noi conștiința unui criminal care ne va răni tot timpul. Dar Dumnezeu ne iartă și putem fi mântuiți. Și în împărăția cerurilor, frunzele pomului vieții slujesc la vindecarea neamurilor, poate și de această conștiință rănită. Ce părere aveți? Sălile de sport, haltere, box, karate, biliard, popice, patinoar, cinema? Ce putem face sâmbătă seara? Idei. De ce nu faceți activități de recreere în grupe? Trebuie să aveți o inițiativă și spuneți, avem 4 inițiative. 1, mergem acolo, 2, mergem dincolo, 3, mergem dincolo și o să vedeți că atunci când vă întâlniți în grupe, băieți și fete, mai ușor recunoști cine e nevasta hotărâtă de Dumnezeu. V-am spus că joaca ne însoțește în viață. Spiritul ludic, homo ludens, dar omul care crește nu se mai joacă cu bile, înțelegeți? Căutați jocuri care să vă înnobileze. Ce părere aveți de fotbal? Citiți materialele din Sora White. Căutați sporturi competitive. Sunt mijloace de a exacerba mândria, firea pământească. Sora White spune nu! Dacă alții zic da, alegeți de cine vreți să ascultați.
Solomon vorbește de la Dumnezeu. De ce a îngăduit Dumnezeu lui Solomon să aibă mai atâtea femei? Pentru că i-a dat libertate de alegere. E păcat sexul oral, am vorbit. Hai că se gata și ajungem la neabăluțoiul. De unde îți poți da seama că fata este de la Domnul? Și pentru că te rogi și aștepți și vine, în final îți dai seama că nu e ceea ce aștepți. Vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a dat, unu, asigurarea care o providență, doi, ne-a dat un filtru inteligent pe care să-l punem la probă. A venit la mine un medic care era îndrăgostit de o fată, Dalia. Și a zis, de unde să știu că Dalia este? Și am spus, simplu, ai citit Căminul Creștin Adventist? Acolo sunt criterii pentru nevastă. Corespunde? Doi, când ești în relația cu ea, te înalți spre Dumnezeu sau se trage în jos spre carne? Și a aplicat aceste două metode și a spus, am recunoscut că ea e. Ia-o. Și a luat-o. O întrebare importantă. Dacă am greșit deja, sau fiind creștin cu altă creștină, fiind deja însurat, mai pot fi iertat? Dragii mei, îmi dau seama că aceste lucruri se pot întâmpla și în România. Nenorocirea în Spania e că în România există o cultură care condamnă așa ceva. În Spania există o cultură care justifică acest ceva. Și de aceea problema voastră nu este că am păcătuit, ci cum reacționăm față de păcat. Dumnezeu a venit pentru păcătoși. Și nu există păcat care să nu poată fi iertat dacă este acceptată șoapta Duhului Sfânt. Sigur că eu ies mutilat ca într-un război, fără o mână. Nu mai sunt cum am fost. Dar pot să fiu iertat și reabilitat. Și ca un handicapat care șontâc, merg cu picior de lemn, poți fi bucuros în Hristos. Nu vă tăiați picioarele. Iar dacă le-ați tăiat, mergeți cu Domnul și Dumnezeu să vă dea putere să puteți proteza bine. Legătura între temperamente, e mult de zis și nu am timp acum, că nu e subiectul direct. Nu v-am înțeles bine cu întrebarea cum să nu îi spui ce bine ai spus poezia, ce legătură are? Dacă ești lider de tineret și spui, auzi, Maricico, foarte bine. Și atunci când languros zici, auzi, Maricico, auzi, ai zis poezia... Ați înțeles ce e? Adică modul cum spui că există un mesaj verbal, noțional și un mesaj tonal și corporal. Și alea sunt mai tari. Numai cum te uiți la ea și ea să pierde cu firea. De ce biserica, deși spaniolă, germană, aprobă căsătoria de probă? Dumnezeu nu aprobă oamenii pot să o facă spre pierzarea lor. Amin? Ce este mai bine, să îi arăți ce simți pentru ea, prin gesturi sau prin vorbe? Și după cât timp poți să o iei de mână? Auziți, dragii mei, hai să vă spun o istorie tare. Ați rămas, sunteți rămășița. Stăm până la capăt! Care vrea să plece să iasă acum? Auzi? Dacă sunt fete, să intre în sală. Nu, să nu plece, nu plecați. Hai că acum sunteți trei la... Să intre acolo pe ultimele rânduri, că... Le acceptăm? Da. Rămășița se unește, nu mai este. E milă de ele. Luați loc. Să te iau în picioare. Ca două căprioare speriate acolo, la marginea pădurii. Da. Ascultați, dragii mei, numai două erau, deci nu-i pericol. Vreau să vă spun că eu, înainte de decizia mea pentru Brândușa, pentru singura femeie care am avut-o și o am, amin să-mi ajute Dumnezeu, nu vreau nimic mai mult, nici porco,
Nu vreau nimic. Deși sunt slab și vulnerabil, dar mă leg ca Ulise. Clic! Nu vreau. Am avut un caz pe care ea nu-l știe. Când am văzut o fată, ah, ce mi-a plăcut, spirituală, cu studiu, cu luptă pentru sabat la... Era școala tehnică, era într-o biserică unde făceam practică, modestă, credincioasă. Ia uite, au intrat o turmă de căprioare, să intre înăuntru. Oh! Ați fost primite cu aplauze. Gata, băieți, ei l-au stat în fric până acum. Da. Da. Și eu care credeam, fraier, că sunt numai două. Cum? Au arătat cu juncana camerelor. Da. Și frații mei, faceți loc să intre. Că e multe. Vreau să vă spun că mie mi-a plăcut de o fată. Și vă spun, simțeam că ea, cum să spun eu, e atât de pozitivă și mă prindea. Mai ales prin simplitate, prin seriozitate, prin caracter. Am jurat să săr unele bilete care ar afecta identitatea surorilor noastre scumpe. Sunt surori. Deci înainte de toate, e frate și soră. Amin? Dar am zis, nu fac nimic, că eu am jurat să ascult de Dumnezeu. Și am spus, Doamne, ce zici? Dați-mi un nume de fată. Cum? Viorela. A? Geta mea, și acum am zis Viorela. Auzi, Doamne, e Viorela de la tine? Și auziți, Dumnezeu mi-a răspuns. Știți cum răspunde Dumnezeu? Sunt trei feluri. Unu, cel mai adevărat și comun, prin pace sau tulburare. Pace în suflet sau mă tulbură. Când am pace, când acu joacă, nu-i bine. Când la zero, e bine. Pacea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a dat tulburare. Și eu zic, Doamne, dar de ce nu? Al doilea fel prin care Dumnezeu răspunde este printr-un gând precis, fie direct, fie în Scriptură. Iar al treilea fel, prin providență, prin cum conduce Dumnezeu ușile. Și am spus, Doamne, dar ce are Viorela? Nu este nemaipomenită? Este, zice Domnul. Și atunci de ce? Că voia mea, nu? Adică... Și l-a spus, e pentru altul, nu e pentru tine. Și atunci am spus, Doamne, dacă într-adevăr este așa, atunci te rog un lucru, desleagă-mi inima. Tu zici că poți să dai și să iei. Nu mă lăsa să fiu înrobit. Hei, acum vine grosloștirii. Poftiți. Vă rog, apropiați-vă și umpleți sala. Veniți până în mijloc. Intrare liberă! Ele vin din Alcala, nu? Sau de unde? Și acolo s-a auzit și... A, așa. Auziți, dragii mei? Și să vedeți ce s-a întâmplat. Acum povestesc și istoria căsătoriei mele. Că au venit mai multe fete. Nea Titule, ești aici? A plecat. Unde? E în sala cealaltă, Nea Titule. Acum am cuie. Ei, ascultați aici. Și m-am dus la adunare. În noaptea de vineri spre sâmbătă m-am rugat de ceasul morții și am zis, Doamne,
Scoate-mă din acest foc, că inima mă trage și când o văd nu mai simt că. Și când am ajuns, am fost chemat la amvon, la școala de sabat. Stăteam pe scaun și am văzut-o pe ea sus. Și mă uit. Nimic! Doamne, pentru ea am suferit eu azi noapte. Am stat până pe la două, cu rugăciuni. Dumnezeu mi-a eliberat inima, mi-a dezlegat trăirile. Dumnezeu poate să umble la inima noastră. Puneți-i la încercare. Dumnezeu m-a eliberat. Vă spun un lucru, faptul că eu am avut simpatie pentru ea, n-a știut nici ea, până azi nici nu va afla Viorela, că nu știe cine e. Dar vă spun, când eu am simpatizat o fată, am spus, nu-i arăt. Pentru că n-am dreptul să avansez până nu știu că e de la Dumnezeu. Și când Dumnezeu mi-a confirmat sau mi-a infirmat, am procedat în consecință. Iar când s-a confirmat Dumnezeu și s-a confirmat caracterul ei, atunci poți merge deschis să întrebi. Ai putea să ne întâlnim într-un parc, vreau să te cunosc. E sora ta. S-ar putea că după ce mergi în parc să afli că de fapt ea are un prieten. Sau ea nu vrea să se căsătorească acum decât peste 10 ani, ca Heidi Bostamante. Este bine să pun un semn lui Dumnezeu pentru a ști dacă este fata potrivită pentru mine? Niciodată dacă acest semn înlocuiește alegerea, judecata, discernământul. Că dacă mergem pe semne, mergem pe metoda oarbă și Dumnezeu nu onorează decât în faza de început al credinței, când încă nu vezi, când mergi pe semne, dar când ajungi să gândești, Dumnezeu spune, folosește-ți mintea și dacă folosind mintea ajungi într-o incertitudine, îți voi răspunde prin semn, altfel nu. E bine să te căsătorești cu o fată plăcută Domnului, credincioasă, dar care nu-ți place 100%? Îmi lipsește scânteia. Eu vreau să vă asigur că nu există pe pământ o fată sau un băiat care să-ți placă 100%. Doar dacă ești orb. Pentru că noi suntem afectați de păcat și dacă văd bine, văd zimți lipsă. Fie și trebuie să alegi scăzământ din spiritual sau din fizic, din care alegi. Ha? Dacă ești băiat deștept, niciodată în cel spiritual. Că scăzământul spiritual te ruinează. Din cel fizic poți. Omul se obișnuiește, omul trece, omul ajunge să integreze tot. Dacă e vorba de un scăzământ, niciodată din principii, pentru că spiritual însumează scăzământ din principii. Cum să-ți eliberezi hormonii din tine? Răspuns. 1. Nealimentându-ți mintea, pentru că hormonii e ca și cu capra și țapi, caprele și țapi. Eram la Cojalac și de ce am pinsat și o duhoare de țap. Și eu zic, de ce miros? Ei, că e vremea țapilor. Și când caprele miroasă hormonul, atunci se produce ovulația. E o chestiune de înmulțire, de păstrare a rasei căprești. Acum, dacă tu ești în vântul, în briza feromonilor, sigur că hormonii din tine lucrează. Dacă vrei să nu ai problema aceasta, scoateți total această zonă de preocupări. Romane, TV, blestemat e televizorul. Și vă rog, cereți de la fratele acesta, ai cartea? Răul televizorului? Nu aici, ai acasă? Vrei să-l împrumuți celui care îți cere? Sau să faci copii? Facem copii. Vă rog, citiți, să vedeți cum îți strică creierii, cum te mutilează total. Sunt fericit că n-am televizor. Dragostea, și încă un lucru. Și hormonii se mai echilibrează prin
sport. Atenție! Emilio Knecht le spunea, am învățat pe copiii mei să fie scutiți de multe ispite. Le-am dat învățătură multă, mișcare și sport și preocupări sfinte, slujirea altora. Și în aceste trei lucruri, copiii mei n-au avut probleme nici cu hormonii și dacă există acumulări, Dumnezeu le rezolvă. Fără participarea ta, cum știm în cursul nopții și așa mai departe, fără să te gândești tu la asta. Dragostea trebuie să fie condiționată sau necondiționată? Atenție, dragostea agape e necondiționată. Dragostea de celelalte ordini trebuie să fie condiționată, pentru că tu trebuie să găsești reciprocitate. Dacă nu, nu poți să mă căsătoresc cu ea, înțelegeți? Dar dacă te-ai luat cu ea și ea merge strâmba și ai făcut-o, atunci iubește-o și rămâi cu ea necondiționat. Considerați că este greșit să cunoști mai multe fete, să ai mai multe prietene? Trebuie să rămâi cu prima pe care o cunoști? Îți recomand să nu cunoști pe prima, ci doar pe ultima. Adică, să știți că e adevărat lucrul acesta. V-am spus istoria cu gențile, da? V-am spus-o? Mai îmi dați una că... Și când au apărut mai multe, acum care are biciul ascuns? Și ești cu totul puzzled, cu totul încurcat. Și nu mai știi pe unde să o scoți și fugi. Eu cunosc pe un băiat, hai să zicem, Ionică, care avea concomitent trei prietene. Nu jurase nimănui, dar cu toate umbla, se plimba. Și eu zic, ce Ionică? Și că e mai greu, a apărut și a patra. Este păcat să te căsătorești cu o femeie divorțată? Dumnezeu spune clar că este păcat în cazul când ea nu e eliberată prin adulterul soțului. Altfel trăiești în adulter și un lucru nedorit și îți face rău. Condamnați prietenia unui băiat din biserică cu o fată din lume? Categoric, da. Categoric, dacă fata e valoroasă, nu o lăsați, pentru că Dumnezeu are suflete, dar nu fă, știți, magnetismul fatal. Spune, soră mea, am o fată, mi-e place de ea. Nu vreau să știi că îmi place de ea. Ia începe, uite, îți dau 50 de euro pe lună. Ca să plătești tramvaiul până te duci să ții cursuri biblice. Ai accepta, fică? Ar accepta fata. Și, dragă, hai să discutăm. Și dacă fata e interesată, va veni pentru Domnul. Și atunci va veni pentru el, nu pentru mine. Mai am puține și ajung la povestire. Dacă nu o să mă căsătoresc și vine Domnul, nu o să gust dragostea unei fete, nu o să aflu niciodată cum este în căsătoria, în căsătorie, răspunsul. Eu n-am avut parte să mă joc niciodată. Spuneți-mi o jucărie de copii, repede. Cu mașinuța. Am crescut mare și n-am avut parte de mașinuță. Dar nici când vine să mă joc. Ați înțeles? Când vom fi în cer, vom fi trupuri duhovnicești, nu pământești. Și cum va fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că va fi nemaipomenit. Și nu duceți dorul mașinuții și a praștiei. Eu nu m-am jucat, n-am avut voie să mă joc cu praștia. Dar n-am niciun chef. Când ții la o persoană, iar părinții se opun, ce faci? Continui relații sau rup datorită părinților? Vreau să vă spun două lucruri și amândouă sunt importante. Dacă părinții sunt cei mai buni prieteni ai voștri, și aici un dacă, s-ar putea întâmpla ca părinții să te iubească ca pe copil, dar să nu fi dezvoltat o prietenie și să nu fi putut comunica cu ei. Dar dacă părinții sunt cei mai buni prieteni ai voștri, ascultați de ei, că îi văd mai departe. Cunosc cazul. Ați auzit de Angelica, experiența care v-am spus-o, da? Fratele ei, un băiat bun, nu Angelica, nebună, și un băiat cu minte. A spus, tată, vreau să iau pe Gicuța, nu? Gicuța. Vreau să iau pe Gicuța. Tatăl spune, n-o lua. Eu știu mai multe de mediul în care a crescut. Tată, dar o iubesc și ea zice că mă iubește. N-o lua, ascultă pe tata. Tată, lasă-mă că o iubesc. Ia-o. După 2 ani jumate,
Ea a dat divorț cu el după ce un an de zile l-a înșelat cu șeful. Iar el e rănit cobză și scrie scrisori încă de dragoste. De ce să intre în foc fără să fie nevoie? În al doilea rând, dacă părinții spui, ha, mie vii cu una bogată, nu cu o sără întoacă de asta. Și îmi vin cu motive care nu sunt principiale, atunci trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu, dacă Dumnezeu îmi conduce pe aici decât de oameni. Și vă spun, părinții mei au fost împotriva soției mele, iar mama s-a întors datorită soției mele. Și a spus, din cauza ei, nu a ta, eu acum iubesc pe Dumnezeu. Mai am, nu multe, câte limbi străine vorbiți și care? Credeți că unii sunt mai predispuși genetic spre o căutare mai acută a celuilalt? Este acest fapt corect? Noi suntem determinați, unu, genetic, și este un adevăr, dar v-am spus cum e cu mintea, v-am spus, nu, cu neuronii, cu inteligența. Eu am o baterie, v-am zis, nu, de 10 sau de 100 de volți, celălalt de baterie de 10 volți. Deci genetic suntem determinați, genetic însemnează și temperamental. Sangvinul este în afară. Doi, noi suntem mai mult determinați cultural. Și cel mai mult suntem determinați de alegerile noastre. Dacă eu mă tot ocup cu fetele, cu mintea, sau cu băieții, cu mintea, vă spun, voi ajunge în situația să mă autodetermin. Și poate că pic pe un tobogan, ferească Dumnezeu. De exemplu, băiatul meu cred că a fost mult mai puțin, mai scutit de ispitele cărnii decât mine. Pentru că eu am trăit în lume și mi-am hrănit mintea. Și au intrat în memorie, în albumul memoriei, o grămadă de apeluri care m-au urmărit și îmi revin. Până și acum, eu sufăr de sechele din tinerețe și de aceea știu că sunt slab și am nevoie zilnic de Hristos. Mi-ar plăcea să-mi dați o explicație valabilă la următoarea problemă. Dacă Dumnezeu a creat o singură Evă pentru Adam, cum înțelegeți poligamia? Poligamia este efectul lumii, a mentalității, a condițiilor sociale istorice față de poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a înțeles lucrurile acestea, dar ne-a dat lumină că nu e bine. Ei au avut poligamie, au avut sclavie și război. Toate lucrurile acestea sunt rele, dar care veneau de la păgâni. Se poate vorbi despre o incompatibilitate într-o relație sexuală și de caracter? Părerea mea este că nu e decât o scuză pentru relele de astăzi făcute. E un moft. Perfect adevărat. Vreau să vă spun că există, din punct de vedere natural, și-o cunosc un caz dintr-un oraș transilvan în care soțul spune, soția mea e frigidă. Știați că 95% din femei sunt frigide, nu organic și situațional? Dacă eu am fost un bădăran și mi-am violat nevasta, se produc niște reacții de respingere și cu toate că se iubesc cei doi, dar eu teamă. Și asta conduce la frigiditate. 95% din cele care se numesc frigide sunt doar din cauza mea. Da. Și atunci trebuie să ne schimbăm și trebuie să ne ajutăm să ne mulăm unul după altul și o să învăț să renunț la mine. Poate odată, doar cu băieții premarital, un alt seminar, să vă spun câteva din marile reguli care mă vor face pe mine fericit, pentru că ea e fericită. Un seminar de familie și noi să vedem înregistrarea. Să dea Dumnezeu. N-am niciun plan acum. După cum ați spus că bărbații nu au tasta delete, cum se poate elimina informația greșită? V-am spus, scuze, că obiceiurile nu pot fi șterse, dar pot fi create șanțuri mai adânci. Amin? Deci noi nu putem scăpa. De aia suntem, atenție, nu vă jucați cu păcatul, că se creează niște dependențe, niște
trasee care vă înrobesc și purtați juguri și poveri nedrepte. Nu-i nevoie să le purtați, băieți. Nu vă jucați cu păcatul, fiți că deștepți ca băiatul meu. Tată, nu vreau. Am zis că e rău, nu vreau. Bine, da, da, nu, nu. De ce să vă chinuiți toată viața? Ce trebuie să fac pentru a câștiga dragostea și iubirea prietenei când eu i-am arătat că o iubesc și am fost dispus să-i ofer totul din mine? De ce nu poate să iubească, zice ea, ținând cont că eu nu i-am greșit cu nimic? Dacă este o incompatibilitate, recunoașteți-o. Dumnezeu spune, e bună, dar nu-i pentru tine. Renunțați la voi, facă-se voia ta. De ce când sunteți căsătorit, de când sunteți căsătorit, v-ați certat în casă cu soția și ce ați făcut? Au fost situații de tensiune, da, dar niciodată ceartă. Știți ce înseamnă cearta? Nu negociere, uneori negocierea este tensionată, din cauza mea, nu a ei. Dar întotdeauna, niciodată nu s-a rupt relația, dragii mei. Eu sunt diferit de ea, ea este flegmatică, eu sunt sangvin. Și au apărut tensiuni de nefixare, dar întotdeauna s-au rezolvat prin dialog, prin negociere și mai ales prin renunțare la mine, nu la ea. La ea n-am renunțat niciodată, la mine da. Amin? Ultimele 7 bilete. Cum poți uita de persoana care tu o iubești și ea nu te iubește sau nu poate? Concret. Puneți genunchiul jos, rugați-vă și ziceți, Doamne, dezleagă-mi inima. Și Dumnezeu îți va dezleca inima. 2. Nu te mai întâlni cu ea. Și ochii care se uită, care nu se văd, se uită. M-am legat de o persoană care la început vedeam că mă oferă dragoste și mă iubește, dar pe parcursul prietenii am descoperit că nu mă iubește și eu acum nu mai pot de durerea inimii mele. Nu înțeleg ce a căutat la mine sau a văzut că nu mă poate iubi, spune ea. Și eu sufăr, ce trebuie să fac? Poartă-ți suferința până când se potolește. Și vă spun, au trecut mulți pe aici, dar nici unul n-a rămas pe viață cu ea. Există un timp de vindecare și va veni și pentru tine, dar roagă-te Domnului și acceptă situația. Când nu accepti, continui să-ți alimentezi suferința. Acceptă. Auziți? Femei cu cancer. E un test. Nu știu, v-am arătat aici sau nu. Nu știu dacă sunt năuc. 10 femei cu cancer la sân, 12 și încă 12 tot cu cancer la sân. Unele cu atitudine pozitivă, altele cu atitudine negativă. După 4-7 ani, un număr de ani, din cele cu atitudine negativă au rămas 4 sau 2, restul au murit, din cele cu atitudine pozitivă, doar 3 au murit. Vă dați seama, e invers proporția. Când accepți o situație neplăcută, dureroasă, când accepți că e un drum, o școală, ca și singurătatea, s-a rezolvat problema. Criza noastră nu e cu ce ni se întâmplă, continuați, că am spus-o, ci cu felul în care răspunzi la ce ni se întâmplă. Ați înțeles? Asta determină destinul, nu ce mi se întâmplă. Mi-a pierdut piciorul. Piciorul, unde e piciorul? Nu cu ce se întâmplă, ci cu felul cum reacționezi la ce ți se întâmplă. Amintiți-vă de fata aruncată de Nick Schenk în ocean. Vă amintiți? E păcat să săruți o fată dacă nu ești căsătorit cu ea? Dragii mei, cine se uită la o femeie a și păcătuit. Dacă nu există o relație trainică și nicio decizie, nu te juca. Vino la mine tu. Da, ai la unchiul Lucian. Stai aici. Hai să facem o experiență. Adun ciocolata. Hai că fac o experiență, hai să vezi că o să-ți placă. V-am spus că am luat doar să mă refac, nu ca să... Și uite, am o ciocolată și rup o bucată, e mare, groasă. Acum ascultă, e un experiment. Te rog frumos.
Hai! 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 Ce simți? Ce simți? Că nu ajungi la ciocolată. Da, și ce simți în suflet? Hai să mai facem până simți. Durere. Durere, frustrare. Hai. Hai. Și nu mai vrea până la urmă. Vreau să vă spun, dragii mei, e fără zahăr. Vreau să vă spun... Bagă-o în gură. Hap. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Că în momentul în care te joci cu lingurița la copil, m-am jucat odată nenorocit cu, cred că băiețelul sau fetița mea. Și i-am zis, și am luat lingurița și... Și a început să plângă nervos, nu pentru că nu mânca, ci pentru că se simțea că nu e iubită. Nu te juca cu aceste lucruri. A venit vremea, o mănânci și mulțumești lui Dumnezeu. Dar dacă o baci și o scoți din gură, e dezastru. Vă răniți singuri, nu e calea lui Dumnezeu. Fiți înțelepți cu viața voastră. Nu că nu e voie sau că e voie, dar e nenorocire. Mersul la cinema e păcat. Sora îți spune că romanele ne blestemă, ne schimbă mintea. Sărutul este păcat înainte de căsătorie, am discutat despre asta. E păcat, asta am zis. Cum poți cuceri pe fata de care îți place concret, dezvoltând un caracter demn de o fată bună? 2. Neîncercând să-i faci goange. Că dacă îi faci goange, îți face papuci. 3. Căutându-i prietenia și ajutându-o. Sau fă lucruri ca să fie fericită. Și atunci va recunoaște în tine că, într-adevăr, ești cel care o prețuiește cel mai mult. Amin? Faptul că punem semne nu e garanția fericirii în familie. Semnele sunt un semn pentru cei necredincioși. Avem călăuzirea Duhului Sfânt și al Bibliei, cărți care tratează lucrurile acestea. Amin. Eu nu cred că semnele sunt pentru oameni mari și pentru oameni mici. Nu pentru adulți și pentru copii. Așa e? Dacă am fost un golan și am păcătuit în porunca șaptea, mai am șanse de a fi fericit cu o fată cinstită și cu temele de Dumnezeu? Care-i răspunsul? Da. Încă o dată! Da. Amin! Dragii mei, vreau să vă povestesc o istorie, căsătoria mea. Vreți? Da. Cine vrea să plece, să plece acum. Rămâi ca Pavel. A fost... declarația și decizia mea, rămâi capabil. Și vă spun că eram hotărât să trăiesc doar pentru Hristos. Era un cântec german care spunea Jesu, meine Freude, meine Herzensweide, Jesu, meine Ziel. Și la un moment dat zicea Gottes Lamm, mein Bräutigam, mielul lui Dumnezeu, mirele meu, așa spune cânde. Și am zis, Doamne, vreau să fiu doar al Tău. Și am hotărât să o rup cu ale Tale vise piară. Știți cânde. Problema este că mi-am dat seama că Dumnezeu are un plan bun, că nu este bine ca omul să fie singur. Sigur, singurătatea e o școală bună, nu fugiți de ea. Ea formează caractere puternice, cosmonauții. Însă, pe termen lung, dacă este o asociere pe viață, și o asociere înțeleaptă e bună. Aveam însă în mine depozitul, zgura, piatra, atâtor visări. Și măcar că eu am zis nu, în mine emanau mirosuri de mlaștină. N-am dilit. Sunt acolo. Și acum a venit problema, am zărit-o pe ea. Ani de zile, la un moment dat... Venise fratele Pearson în labirint, 75, 6, și nu știu cum, dar eu eram la balcon, eram cu seminariștii și jos era ea. Și am avut
atâta siguranță și convingere că ea e mireasa mea. O convingere care nu e omenească, care vine de sus, cu o certitudine absolută. Și mă uitam spre ea și îmi spune, ea este mireasa mea, cu pace, cu încredere. Deci semne, firea însă visa la castel în Spania. Eu nu țineam cu firea, dar era cu mine. Mă înțelegeți? Omul e dual, e fire și duh. Și carnea și cu duhul se luptă și sunt vrăjmașe. Și a trebuit să vină momentul ca să fac și o alegere. Și vă spun, tot mai mult se accentua certitudinea că ea e. Dar ăla din mine, știi, zicea, păi mă, aveai și tu niște idealuri făcute la 14 ani, știi, Adidas sau Glucci la băieți. Și rezultatul a fost că frânele acestea mă făceau nesigur. Și m-am dus la Nenea Băluțoiu, care am aflat că el a avut o experiență și a pus problema să se roage pentru mine, m-a chemat. Și a spus, frate Cristescu, eu sunt pastor de mulți ani și mi-am dat seama că stele au apus din cauza soțiilor și de vreo 4 luni mă rog pentru mata. Auzi, un om, fără să-l rog, și-a făcut o listă de rugăciune cu cei pe care avea pe inimă. Nu eram prieteni deosebiți. Deci Dumnezeu mi-a descoperit ceva. Și am întrebat ce. Și l-a spus, eu m-am rugat pentru tine și Dumnezeu mi-a spus, eu am pregătit pentru Lucian Cristescu pe Brândușa Mihordea. Și el nu știa care e aia. Erau 2 surori. Era Doina mai mare și Brândușa. Și a zis, dar care e aia? Și a zis, mă duc să le văd. Doina era o fată plăcută. Brânduș era neagră, brunetă. Nu-i neagră, dar brunet, creolă. Și a zis, mă, Brânduș a zis, măi, nu cumva am greșit? Și pune din nou. Și Dumnezeu i-a spus din nou, eu am pregătit pentru Lucian Cristescu pe Brândușa Mihordea. Fiți atenți, răspunsul ăsta nu venea pe piele goală. Aveam atâtea dovezi și atâtea elemente că Dumnezeu despre ea vorbea. Acum veneau niște confirmări. Și am spus, Doamne, eu am să postez și am să mă rog. Și am să pun înaintea ta și te rog un lucru. Tu vezi că în mine este un vierne, scoate-l. Și dăm o certitudine care să fie mai presus de simțăminte omenești. Că noi aici avem probleme cu cum îmi vine. Și am hotărât ziua de post, 3 martie 1977, cu o zi înainte de cutremur. Deci e un eveniment foarte legat de istoria României. Și, dragii mei, în ziua aceea mă sună Niculescu Emilian, îl știți? Dragul de el, el m-a moșit, unul din cei care m-a moșit la nașterea mea, Turlea, Niculescu și încă 2-3. Oameni de treabă, oameni de bine. Și îmi spune Lucian, am avut azi un îndemn să-ți dau un telefon. Și o zic, ei, da, pentru ce? Auzi, roagă-te pentru căsătorie. Eu eram în post pentru căsătorie. Și zic, Doamne, este extraordinar. Vând semnale și Dumnezeu dă un demn să te rogi, să faci din voia lui Dumnezeu voia ta. Le-a zis nici nume, nici nimic. Dar faptul că eu eram în post și mă rugam pentru asta și nu știa el. Și el mă sună, n-am mai vorbit de 5 săptămâni sau o lună cu mine. Și îmi zice, ah, Dumnezeu e cu mine și îmi spune ceva. E bine, zic eu, e bine. În aceeași zi primesc un telefon de la Nenea Prisăcaru, un tip care fusese om mare, ajutorul lui Gogu Rădulescu, consilier mare prin partid, în securitate, și venise la credință și spune, frate Lucică, vreau să vii la mine să spun ceva. Deci în ziua aceea, și mă întâlnesc cu el și îmi spune, frate Lucică, roagă-te pentru o soție bună. O soție bună e mai mult ca orice. Eu vă dați seama, eu trăiam acum momentul. Eu eram, Nenea Băluțoiu îmi spusese, eu știam. Și acum vin telefoane care îmi spun, fii atent.
Și atunci spun, Doamne, a venit timpul. Eu încă am această mică ceață. Te rog, dăm un fapt obiectiv care să mă zdrobească. Și în timp ce mergeam spre casă, am spus, uite, hai să merg la Brândușa. Am avut un îndemn să merg la ea. Ea locuia în București Noi. Eu stăteam pe calea Gliviței. Luam tramvaiul 24 și mă ducea până în Dămăroaia și de acolo luam, știți voi ce și cum, pe Cireșoaia. M-am dus acolo, am sunat și Brândușa nu era acasă, era la servici. Era asistentă medicală la Colentina. Colentina e tot pe linia lui 24, dar pe Ștefan cel Mare. Și lua tramvaiul și ducea până în Dămăroaia. Și era de după amiază. Tura de după amiază se termina în mod obișnuit la 11. Atunci se făcea schimbul. Dar pentru că la 11 era mai inconfortabil, mai periculos ca femeile singure să umble, veneau mai devreme și le schimba ba la 10, ba la 9, ba la 8 jumate, când se nimerea. Vă dați seama că nu era un timp. Și aici e cheia. Și am spus, Doamne, eu mă duc spre casă. Bine, gândul ăsta cred că Dumnezeu mi l-a insuflat. Și uite, să-mi spui tu mie, eu am să cobor în stația mea, la Stoica Ludescu. Acolo mergea tramvaiul, după Podul Grand, făcea o curbă la Stoica Ludescu. Eu am să trec în stația care vine de la Colentina și aștept trei tramvaie, numărul 24. Dacă e într-unul din aceste trei tramvaie, atunci ultima umbră a firii mele ticăloase, că e ticăloasă firea mea și eu știu că-s ticălos, va dispărea. Și un glas îmi spunea, nebun ce ești, îl ispitești pe Domnul? Păi poate să fie, dacă nu vine să o schimbe, era 9 ceasul. Și o va schimba la 10 jumate și tu zici 3 tramvaie, dar de ce nu spui, Doamne, e voia ta? Doamne, totuși te rog, nebunule, Doamne, din limita mea am nevoie de tine. Și a început inima să-mi bată. Oare nu fac o nebunie? Oare nu ispitesc pe Domnul? Doamne, tu știi că eu am nevoie de semn că sunt slab, nu ca să te ispitesc. Renunță. Doamne, și în acest moment tramvaiul făcea cotul, prindea viteză la Podul Grand. Și în timp ce se apropia de stație, văd un tramvai 24 care venea dinspre Basarab. Aveau forme diferite, că tramvaiul 610 era simplu și celălalt era mai mare. Și zic, e un 24. Și eu zic, oare voi ajunge eu să fug de aici în stația cealaltă ca să văd? Interesant, doream să văd. Și dacă ar fi fost, doream să primesc semnul. Deci nu ziceam, hai să plece. Doream. Tramvaiul oprește în stație. Eu cobor, oprește tramvaiul celălalt. Trec dincolo și mă uit. Mă uit, clasa întâia, nu. A doua, pe scaun putea să stea dincolo și să nu o văd. În dreptul stației stătea o fată pe scaun. Era Brândușa. Măi băieți, a urcat în tramvai. Ea m-a văzut, nu se aștepta. S-a ridicat, a venit în spate și a zis, Brândușa. Eram excited. Brândușa, zic, Brândușa, Dumnezeu mi-a vorbit, creațiune, zic, creațiune, din nimic creațiune. Adică vedeam că se naște în mine și nu înțelegea despre ce. Taxatoarea se uita și râdea. Că era la clasa a doua și era taxator. Și ea zice, s-a îmbujurat, zice, hai mai în spate. Că... Și eu zic, Brândușa, Dumnezeu mi-a descoperit că tu ești. Sigur, s-a îmbujurat. Uite, am pus semnul, uite. Și s-a îmbujurat și ne-a spus, știam. Și eu zic, și nu mi-ai spus. Și a spune, dacă îți spuneam, n-aveam credință. Dragii mei, pe 3 martie am mers cu tramvaiul înapoi în Dămăroaia. Și am spus, mă lași să te iau de mână? Și mi-a dat mâna și am dus-o până acasă. Îi strângeam mâna de bucurie că Dumnezeu mi-a dat certitudine. Nu mai am dubii, înțelegeți? Dumnezeu nu mi-a spus, ia-o pe aia sau pe aia altă. Eu știam că e ea, dar aveam lupta cu firea ticuloasă a mea. Și vă spun că e drumul cel mai fericit și bun.
Nu există un drum mai bun decât să asculți de Dumnezeu și de ticăloșile vechi depuse ale firii tale nenăscută, păcătoase din tine. Ne-am oprit în poartă, era ora 10, nu mai puteam intra, acolo cu ea tata Ghițescu, Nicușor Ghițescu, care luase pe mama Mihor de-a văduvă. Nicușor Ghițescu, ați știți de Nicușor Ghițescu, da? E un autor. Și nu puteam, nu mă dădea afară, era unul fiind, dar nu puteam să-l scol. Și ne-am oprit în poartă și ne-am rugat. Și am mulțumit pe Dumnezeu. Și nu știu dacă am îmbrățișat-o sau nu, asta nu mai țin minte. Am să o întreb pe ea. Dar în orice, nu știu, sincer nu știu, adică nu mă joc cu voi. Dar știu că mi-am strâns mâna, mi-am exprimat bucuria nespusă. Și am mers jucând până acasă, țonțoroiu până acasă. Eram fericit că-i voia lui Dumnezeu și că știu sigur că acesta e drumul. Și am ajuns, dragii mei, acasă. Fratele meu mi-a deschis ușa și o zic, măi, Gelule, inima mea s-a prins după o fată. Și noi n-am fost prieteni niciodată. Nu s-a simțit confortabil și am zis, după brândușa, da, e fată bună și a tulit-o în camera lui. În seara aceea am fost fericit. Nu m-am culcat, m-am rugat, am studiat. Cred că m-am culcat pe la 2-3 și am zis, Doamne, mâine trebuie să plec, mă așteaptă Niculescu Emilian la Sibiu, el era la Sibiu. Sibiu, orașul meu. Și eu zic, te rog, scoală-mă la ora, aveam tren la 7, la ora 6:20 pleca trenul, mi-amintesc perfect. Scoală, Doamne, la 5:30, să am timp să mă rog, o să iau ceva să mănânc pe drum. Eram fără părinți acum. Și de obicei nu puneam ceasul, era o chestie de credință. Ca Dumnezeu să-mi răspundă, să am o relație cu Dumnezeu. Doamne, eu cred că Tu mă poți scula. Crezi? Atunci, uite, nu pun ceasul, scoală-mă Tu. Și Dumnezeu totdeauna mă scula. În dimineața aceea, 4 martie, m-a sculat Dumnezeu fix la 6:20, când derul pleca. Și eu zic, Doamne, dar de ce? Am sunat pe Emilian și zice, nu-i nimic, că aveam întâlnire la Sibiu, a zis, nu-i nimic, că nu mai pot, că începe școala, sau, mă rog, ca să aflu de ce. Pe 4 martie a avut loc cutremur, eram în Popa Tatu, corul cânta cântarea, trăiește în veci, Dumnezeu, trăiește în veci. Suflet slab, de ce te-ai teme? Și atunci a început bubuială. Eu nu eram la cor. Auzeam însă corul. Eu eram în camera lui tanti Costea, dacă știe, nu mai știți voi. Era internetul chiar din camera din față, cu un băiat, Frâncu Gigi. Îl știți pe Gigi Frâncu? E pe aici. Întrebați-l. Eram noi doi în camera aceea, o cameră mică. Și ne uitam liniștiți. Eram cu Dumnezeu. Și m-am uitat mirat, eu credeam că e război atomic, în mod sincer. Pământul gemea, urla. Și am zis, ce e asta? Și Gigi îmi spune, eram prieteni, eram în grupa de rugăciune, zice, e cu tremure. Cred că e bine, așa liniștit, să ieșim afară. Și am zis, bine. Și am ieșit afară și când am ieșit afară, totul era stins. Lumina s-a stins în București. Un autobuz 32 care mergea pe Popa Tatu într-o margine de șanț s-a oprit cu farurile aprinse și vedeam cum praful se ridică din pământ. Cădeau calcane. Chiar vis-a-vis a căzut un calcan de casă și praf. Și un frate adventist, ținându-se de un pom, uite așa făcea pomul și el cu pomul. Striga. Și eu cu Gigi Frâncu ne uitam și întrebam, dar ce are adventistul ăsta? De ce nu crede în Dumnezeu că doar viața noastră e el? Avea probleme, nu era în rânduială. Și așa va fi în ziua judecății, că vine Iisus, nu-s gata! Când toate se vor plătina. Vă spun, experiența aceea a fost experiența și atunci am luat-o pe brândușa, era la cor, eu așteptam pe ea, am luat-o de mână și am spus, mergem acum pe jos, prin oraș, să vedem dacă putem ajuta. Și atunci a fost ziua când, pentru prima dată, eu,
simțeam cum se aprind hormonii în mine, că încep să nu fie atât de dragă cum niciodată, că n-am pus mâna pe ea până atunci, încep să prind aripi în relația aceasta care era doar de distanță spirituală și că încep să mă îndrăgostesc de ea. Amin. A lui să fie slava! Acum, vreau să vă spun că faptul că Dumnezeu mi-a răspuns prin minune, și nu-i prima dată, am alte minune tot atât de mari, asta e una din cele mai mari experiențe asta, e doar datorită slăbiciunilor mele. Ferice de cei care nu văd și cred. Aceia sunt mai înaintea mea, mai avansați. Eu am fost cu dubile mele, cu confuziile mele și de aceea Dumnezeu s-a coborât la mintea mea de pigmeu să-mi răspundă și mie că El e dragoste. Dragii mei, niciodată n-am stat niciodată în adunare până la 12:35, la 1 fără 20. Aș vrea să cântăm o strofă din imnul De mână, dumă, tată, după al tău plac. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru asigurarea care ne-ai dat-o, că oricât de păcătoși suntem, Tu ne primești și prin sângele scump al Domnului Hristos ne speli și mintea și sufletul și trupul de toată murdăria păcatului nostru. Și îți mulțumim că prin Duhul Sfânt vrei să zidești oameni noi după chipul și asemănarea Ta, care să provoace pe ceilalți la reformă și să schimbe lumea. Te rugăm, întinde-ți harul peste orice suflet prezent, care au stat aici ca dovadă că Te iubesc pe Tine și vor pregătirea lor pentru împărăția Ta. Și ajută-ne, Doamne, ca ochii noștri să fie necurmat ațintiți doar la Tine și să nu cedăm culturii și păcatelor. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, Te rugăm să rămână cu noi cu toții și dragostea Tatălui din cer și împărtășirea necurmată a Duhului Tău Sfânt și acum și în veci de veci. Amin.